Bună seara! În urma primei ședințe a Centrului Unic de Comandă, am avut un schimb de opinii cu reprezentanții organelor de forță. Am audiat inclusiv raportul colegilor la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația la zi pandemică. Totodată am audiat rapoarte referitor la participarea polițiștilor, carabinierilor, colaboratorilor Poliției de Frontieră din momentul instituirii stării de urgență în Republica Moldova. Dincolo de faptul că, după cum deja cunoașteți, se atestă o diminuare a cazurilor de noi infectări, lucru care este în mod evident îmbucurător, însă se menține la același nivel ridicat numărul de decese. Ați văzut astăzi, iarăși, 42 de vieți omenești a răpit COVID-19 din rândurile noastre. Se menține inclusiv o rată înaltă a cazurilor extrem de grave, 322, și totodată se menține o rată înaltă a cazurilor de pacienți intubați, 55 la număr pe ziua de azi. Am rugat colegii la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să facă o evaluare de perspectivă dacă ceea ce înregistrăm astăzi sau în ultimele zile este o reacție a curbei sinusoidale a efectului pandemic în Republica Moldova sau este un efect provizoriu urmând să ne așteptăm la o nouă ridicare, o nouă creștere a cazurilor de infectare. Colegii de la Ministerul Muncii și Sănătății, Muncii și Protecției Sociale mi-au confirmat că nu este exclus să fie doar o relaxare provizorie a acestui grafic de îmbolnăviri, urmând să fim foarte atenți și să analizăm evoluția sau dinamica noilor infectări în zilele următoare, cea mai indicativă perioadă fiind următoarele două săptămâni. Dacă timp de două săptămâni vom înregistra o diminuare constantă a cazurilor de noi infectări, atunci sau abia atunci putem vorbi despre o tendință generală de reducere a cazurilor de COVID în Republica Moldova. Suntem atenți la cifrele care vor fi făcute publice în fiecare seară de către colegii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Și în funcție de asta vedem cum evoluează dinamica în următoarele două săptămâni. Totodată am fost informați că în Republica Moldova deja ne-am apropiat de 50.000 de persoane vaccinate. 98% din dozele de vaccinuri au fost utilizate, 98% se are în vedere din primul apel. Rezerva pentru cel de-al doilea apel fiind depozitată în instituțiile de sănătate publică. Suntem în proces de asigurare a noilor loturi de vaccin în așa fel încât să putem asigura continuitatea realizării Planului Național de Vaccinare. Totodată, în ceea ce privește raportul care a fost prezentat de către reprezentanții structurilor de forță, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, pot să vă spun că circa 270 de unități mobile și fixe, corturi, au fost instalate din momentul declanșării stării de urgență în Republica Moldova, atât în municipiul Chișinău, orașul Bălți, cât și în raioanele Republicii Moldova. Ședințe ale comisiilor locale extraordinare au fost desfășurate practic în toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, municipiul Bălți, unitatea teritorială administrativă Găgăuz-Ieri. Restanțe se înregistrează în raioanele Rezina și raionul Ocnița, care urmează ca pe parcursul zilei de mâine să desfășoare ședințele comisiilor locale extraordinare. Totodată este înregistrată cererea autorităților din orașul Bălți, prin care se solicită instalarea 6 corturi pentru desfășurarea testării rapide în
municipiul Bălți. Pe de altă parte, se înregistrează o cerere din partea administrației raionului Glodeni, care solicită o derogare de la norma generală, solicitându-se reluarea studiilor cu prezență fizică în școlile din raionul Glodeni, indiferent de codul roșu din acest raion al Republicii Moldova. Lucru care mi se pare inacceptabil în condițiile în care Glodeniu, fiind afectat de un cod roșu acerb, solicită astfel de derogări de la norma generală. Pe de altă, în altă ordine de idei, s-au fost potrivite informații oferite de Ministerul Afacerilor Interne, peste 3.000 de polițiști, peste 2.500 de carabinieri au fost antrenați zilnic în asigurarea ordinii publice și în asigurarea acțiunilor de prevenire a răspândirii COVID-19 în Republica Moldova. Bună oară, pe parcursul orelor 23.05 au fost întocmite doar 4 procese verbale, aceștia fiind preponderent pasageri ai taxiurilor, cifră care este una îmbucurătoare. Și acum dați-mi voie să vin cu explicații de ce a fost nevoie să fie instituită ora marțială de la ora 23 până la 5 dimineața. Stimați telespectatori, această acțiune nu vine să limiteze drepturile noastre, ci este o acțiune care vine să ne determine să nu abuzăm de întruniri în familii, de întruniri cu prietenii și tocmai pentru a ne determina să ne autoizolăm în apartamentele, în casele noastre, lucru care cu siguranță va duce la continuarea diminuării ratei de infectare zilnică cu COVID-19. Înțeleg că este o acțiune nu foarte confortabilă pentru cetățenii Republicii Moldova, dar una absolut necesară dacă vrem să înregistrăm o diminuare a ratei de infectare. În altă ordine de idei, vreau să recunosc pe această cale că în dispoziția numărul 1 a Comisiei Situației Excepționale a Republicii Moldova a fost admisă o interpretare sau a fost admisă adoptarea unui punct care a dus la anumite neînțelegeri în societate. Și mă refer aici în mod direct la interdicția de a efectua plimbări în parcuri, păduri, zone de agrement. Recunosc ca președinte al Comisiei Situații Excepționale că a fost o decizie nu foarte bine gândită în situația în care municipiul Chișinău, orașul Bălți, nu și în general Republica Moldova, nu cade sub incidența blocajului, carantinei sau, mai nou fiind la modă, termenul de lockdown. Astfel de restricții sunt logice și își au locul atunci când se impune izolarea totală a populației la domiciliu. Lucru pentru care îmi asum responsabilitatea și vă promit că la ședința următoare a Comisiei Situații Extraordinare vom revizui acest punct. Recunosc că între timp în weekend am avut discuții și cu primarul general al municipiului Chișinău, care am discutat foarte mult cum să ajustăm necesitatea populației de a ieși la aer liber cu necesitatea menținerii normelor sanitare și pandemice. Ați văzut și dumneavoastră, patrulele polițienești, patrulele mixte, nu au contramandat plimbarea oamenilor în parcurile publice, limitându-se doar la atenționarea faptului de a fi păstrate normele epidemiologice, inclusiv în acest caz. Informația prezentată de Poliția de Frontieră atestă iarăși un lucru interesant. Bunoară, din momentul declanșării pandemiei în Republica Moldova, din martie 2020 până la ora actuală,
granița de stat a fost traversată de aproape 5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova. Lucru care atestă inclusiv o mobilitate foarte sporită a cetățenilor noștri și asta nu o spun în sensul că este necesar de a limita mobilitatea cetățenilor noștri, ci doar ca fapt divers. Timp de peste un an, de 13 luni, 5 milioane de cetățeni ai noștri au ieșit și au intrat în Republica Moldova. Au ieșit din și au intrat în Republica Moldova. Totodată, colegii de la Poliția de Frontieră ne-au informat că circa 120 de teste COVID au fost depistate drept falsificate de la declanșarea stării de urgență. În altă ordine de idei, am fost informați că organele de forță, carabinerii, polițiștii, se confruntă cu o atitudine ostilă din partea locuitorilor, în special a Chișinăului, la cele 25 de stații de troleibuze și autobuze care sunt considerate problematice în raza municipiului Chișinău, reprezentanții organelor de forță deseori fiind bruscați de către pasageri, atunci când reprezentanții structurilor de forță încearcă să reglementeze sau să disciplineze îmbarcarea în troleibuze. Stimați telespectatori, în linii mari acestea este informația care am vrut să vă aduc la cunoștință în urma ședinței Centrului Unic de Control. Am convenit că, virgulă, în cadrul Centrului Unic de Control va fi instituit un grup de lucru intersectorial în care vor intra reprezentanți ai tuturor ministerilor și agențiilor guvernului care au tangență cu combaterea pandemiei, în așa fel încât să poată gestiona, cum s-ar spune, cu mâna pe puls, orice deviere, orice dinamică negativă al pandemiei. Și aici, din acest grup de lucru interinstituțional, vor face parte atât reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Sănătate Publică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, etc., etc., inclusiv consilierei prim-ministrului care activează în domeniul economic, de infrastructură și transporturi, medicină și alții. Totodată am convenit că cel puțin de două ori pe săptămână se va întruni membrii Centrului Unic de Comandă. Totodată, la necesitate, vom fi disponibili de a ne convoca oricând, în orice zi a săptămânii pentru a aborda situația sau a examina situația în cazul în care se atestă o înrăutățire a dinamicii. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc și să vă urez o săptămână frumoasă în măsura posibilităților. Vă mulțumesc și o seară bună!